Încheiem într-o notă sumbră. Sumbră. Da. Deci că prea s-a hăhăit. Prea mult hau-hau, prea mult bau-bau. Deci aș vrea să vedem cum s-a dus domnul Ciolacu astăzi. Planul, știți cum e, realitatea din teren contrazice orice fel de plan. A mers domnul Ciolacu. A plecat. Deci el cum a plecat de acasă, sau să inaugureze o sală polivalentă. Direct glonț, cum se spune. Știi cum e. Deși suntem într-o perioadă în care... Hai să nu. Da. S-a dus așa, tir întins. Da. Și să vedeți ce a inaugurat până la urmă, că... Na, socoteala de acasă cu socoteala din... De ce s-a dus să inaugureze o sală? Așa a vrut inițial. Asta a fost planul de acasă. Așa i s-a spus, dar... Mai bine vă zice el. Yes, sir. Astăzi am venit la inaugurarea a unei case mortuare de care vom beneficia cu toții la un moment dat. Vorbind de... Astăzi am venit... Dumnezeu să ne ierte, ce pot să spun, domnul Buzdeanu, că el n-a greșit foarte mult, că la un moment dat vom beneficia. Nu știu dacă mă duc până în Bistrița, mort așa, mă târăs până în Bistrița, năsăul la casa aia mortoară. Dar înțeleg că ai inaugurat-o și e foarte... Casă mortoară. Casă mortoară, de care vom beneficia cu toții la un moment dat. Poate nu fix casa aia mortoară. E mortal. Da. E mortal? Da. Trebuie să-l mai auzi odată? El se usese la o sală polivalentă. Dar știți cum e, ce-o avea el în cap, la ce se gândea. Deci acolo era o sală polivalentă și lui s-a părut ceva. Sigur era mortoară acolo. Sigur era și o casă mortoară. Haideți să-l ascultăm din nou. Păi nu, tai că nu. Viitorul premier al României, vă dați seama, dacă se face rotativa. Ele. Să vedem ce... Mai rotițuat. La inaugurarea a unei case mortoare de care vom beneficia cu toții la un moment dat. Vorbind de... Astăzi am venit la inaugurarea a unei case mortoare de care vom beneficia cu toții la un moment dat. Vorbind de... Astăzi am venit... Aveți perfect. Gata, e clar. Nu, ne-am edificat. Gata, ne-am edificat. Nu e ca domnului Dâncu 3-4 luni să ne dăm seama ce se întâmplă la graniță. Domnule, ne-am edificat imediat ce se întâmplă la granița logică aici. Deci prezent la inaugurarea noii săli polivalente din Unirea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a numit construcția casă mortoară. Da. De care vom beneficia cu toții la un moment dat. Deci omul era într-o confuzie, nu era chiar o casă mortoară. Păi da, credeai că i s-a dus să inaugureze o casă mortoară și în spate scrie județul Bistrița Năsăud cu sprijinul... Bistrița nu, vă citeze pe un ziar local. Nu, băi, asta spune, uite-te în spate ce are. Da, da. Județul Bistrița Năsăud. Da. Nu cred că a spus președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, domne, neapărat să vină președinte, am făcut o casă mortoară frumos pe fonduri europene, să o inaugureze Ciolacu. Nu Ciucă, nu mi-l băgați pe găpăciucă. Ăsta e evenimentul lui Ciolacu, da. El să cureagă laurii. Nu, l-a chemat la o sală polivalentă și omul a inaugurat o casă mortoară. E bine și așa. Mai degrabă ajungi, ca să fiu sincer, la casă mortoară decât la sală polivalentă în România. Bă, că, da, sală polivalentă, dacă ai un pic de talent, eviți. Poți să fentezi 70, 80, poate chiar 90 de ani fără să atingi o sală polivalentă. Pre finalul discursului. Pre finalul vieții. Acesta, mă interesează ce se întâmplă. Acesta a realizat greșeala și a numit obiectivul sală polivalentă. Deci, poți să bași și morți, poți să bași și vii. Domnul Zanfir. Casa mortoară, într-adevăr. Nu ai văzut niciun viu într-o casă mortoară? Ba da. E polivalent. E... Pe morți și pe vii. Și dacă e polivalent, tu te simți bine. Da. Asta a fost. Sigur că neobișnuit a surprins confuzie. Așa că tu aveai o părere bună despre Marcel Ciolacu. A fost aveai încredere în ce vorbea el. A fost trecută cu vederea de audiență. Deci dai seama că oamenii... Seama și aia. Bă, dai seama audiența. Cine? Bă, să se zice unul să spună ce mortoară... Sală polivalentă, șefule. După merge la casa mortoară. Deci, vezi tu, a existat weekendul acesta, înțeleg, o confuzie. Între un artist care era în viață, s-a produs o extorsiune a unui decajament și s-a concluzionat că a murit. Omul a venit și a spus, domnule, zvonurile privind moartea mea sunt ușor exagerate. Exagerate, ca să parafrazăm pe Mark Twain. Da. Deci acolo s-a produs o confuzie, omul nu murise. Aici este aceeași confuzie, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu muriste. Nu era mortoară, era chiar mortoară. Polivalentă. Deci același lucru cumva, păstăm în această... Dar și... Sală polivalentă, casă mortoară, e ușor de făcut, poți să înțeleg cum. Dar eu mă închipui că totuși a fost practic din scurt toată treaba, că ea s-ar fi organizat, domnule, și acum o să organizăm aici și o zonă, un colț de ăsta mortoar, ca să nu pare că a greșit domnul Ciolacu. Nu a greșit domnul Ciolacu, dar nu vezi că e plin de cadavre? Politice, e drept.
Dom'le, eu așa aș sunt câteva cadavre politice. Dacă vrei o subordonare de asta, așa mă cum gândesc, se făcea, pe vremea lui Ceaușescu... Așa, că aia se transformă în casă mortoare. Normal. Dar eu vreau să știu altceva. Dacă aici a generat o confuzie, da, cine știe de-a lungul timpului unde s-a mai fi încorcat el în halul ăsta? Da. Când a zis că, uite, probabil mă gândesc la... Așa, la ministrul economiei. Da. O fi spus pătarul și se gândea la altcineva. La Ciucă. O fi zis Ciucă și se gândea la... Nu Ciucă, ăsta, cum îl cheamă? Căciu. Ciucă. Cum îl cheamă pe ministrul finanțe? Căciu. Da. Așa. O fi zis Căciu. Dar poate în capul lui era finanțe? Ciuciu. Da. Sunt multe variante. Da. Dar măcar acolo ar avea un sens. Între Căciu și Ciuciu ne fiind o mare diferență. Păi în niciun punct. Se întâmplă greșeli. De exemplu, în Cuba s-a produs această greșeală când a întrebat Fidel Castro, care este cel mai mare economist de la masă. Da. Și s-a ridicat Che Guevara, a ridicat mâna. Cel mai mare comunist. Bineînțeles, comunist. Bă, da, acolo seamănă. Da, acolo seamănă. Aici, da, aici e sală polivalentă. Da. Casă mortoară. Nu știu dacă chiar așa o fi. Țineți minte când v-am promis că vă creștem pensiile? Da. Voiam să vi le scădem. Da, da, da. Apropo, nu vreau să facem o analogie între creșterea pensiilor și zona asta mortoară. Că de până ce la urmă, ne bagă în groapă, domnul. Se poate Buzea face, suntem în groapă cumva. Da, da. România e groapă, casă mortoară. Domnule, nu știu dacă e adevărat, dar a făcut Bogdan Naumovici un film. Așa. Foarte interesant, foarte bun, despre Zimicea, după cutremurul din 77. Așa. Nu știu dacă e legendă, nu se știe, adică am verificat, nu se știe exact. Dar șeful Consiliului Județean mai marele Zimicei de acolo a sunat la partid și a comunicat faptul că, domne, i s-a părut lui că s-a zguduit foarte tare casa în care se afla și i s-a părut că este la pământ Zimicea, gata, s-a terminat. Și s-a comunicat și atunci ăștia au zis, ok, înseamnă că trebuie să vină tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze Zimicea. Ca situație mult tensionată să reconstruim Zimicea după cutremurul din 77. Și probabil problema este că nu căzuseră nicio casă, nu se întâmpla să cadă în Zimicea și s-a zis, le dărâmăm pe toate. N-avem cum, le dărâmăm pe toate dacă am comunicat la partid că Zimicea este la pământ și vine tovarășul Nicolae Ceaușescu să vadă Zimicea la pământ ca să o reconstruiască. Le dărâmăm pe toate. Cam așa mi se pare. Vezi, asta este numai eficiența aia, domnule, dinainte de 90. Stai, domnule, că...